În ultimele zile, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Dâmbovița și a formațiunilor de profil au desfășurat un număr de 27 de acțiuni de prevenire a evaziunii fiscale în domeniul comerțului cu carne, legume, fructe și obiecte ornamentale. Astfel au fost efectuate peste 80 de controle la societăți comerciale și 12 la persoane fizice. În cadrul acțiunii, polițiștii au aplicat 69 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a acestora se ridică la 60.800 de lei. Totodată au fost constatate 3 infracțiuni, din care 2 la legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale. Polițiștii au ridicat în vederea confiscării peste 6.000 de kilograme de legume și fructe și 220 de kilograme de carne, pentru care nu se dețineau documente legale de proveniență sau transport. Alte 300 de kilograme de carne au fost indisponibilizate de către polițiști.